Dacă vrei să schimbi ceva, fă parte din echipa noastră. Contribuie la realizarea unui material care poate transforma societatea în care trăiești. Contactează-ne la numărul de telefon 0697442 85. Dacă unii dintre concetățenii își doresc transport public mai comod sau aprovizionarea cu apă potabilă sau canalizare, acum în anul 2020 însă sunt și dintre cei care și-ar dori o farmacie în localitate. O astfel de situație se atestă și în satul Susleni, raionul Orhei, unde, conform datelor oficiale, trăiesc aproximativ 4.000 de locuitori. Satul ăsta e mare, cum sat, dar vin și din alte sate. E că e grupa întâi, e grupa întâi și-a mut la Orhei pentru niște echipuri de sărăfie. E nimeni de compensație, dar asta sunt în greu. E la... ne ducem și plătim drumul încolo și încoace și pentru echipuri de sărăfie. Eu de acolo, în școală. Și dacă nu, de zicea, mă plăuie. Și ce nu se trebuie, așa au avut câteva echipuri de sărăfie. Nu prea, în slință nu-i chiar poreatcă deloc. Nu știu, s-a schimbat primare, s-a schimbat ceva, dar nu-i bun deloc. Pentru cei mai mulți locuitori ai satului Susleni, procurarea unui simplu medicament este o adevărată provocare. Spre exemplu, un cetățean, pentru a procura un anumit medicament, ce costă, să admitem, 12 lei, este nevoit să facă naveta până în orașul Orhei și să achite aceeași sumă pentru a intra în posesia acestuia. Astfel, drumul parcurs, tur-retur, costă 24 de lei. Respectiv, cetățeanul cheltuie 36 de lei pentru un preparat. Ne pare foarte rău și am vrea să fie farmacie aici pe loc. Înțelegeți? Un simplu medicament îți trebuie, ieși și nu-l găsești. Și de una a fost adunare aici cu noul primar la noi, dar eu n-am fost. O comunată de-a mea spunea că a să mă duc să ridic întrebarea că poate ea interveni ceva și vor deschide farmacie. Avem numai decât nevoie de farmacie, asta-i. Dar unde mergeți atunci când aveți nevoie de medicamente? Păi la Orhei trebuie să ne ducem. În altă parte nu e nicio farmacie. Special la Orhei trebuie să te duci atașa bolnavă, în baston, cum nu poți. Te duci, ori dai prin cineva, da. Asta-i. E foarte rău lucru, că pentru lumea după medicamente trebuie să doi alege tu mă la oraș să plece. E de dorit să fie farmacie în sat. Autoritățile au promis, îmi pare, că o să fie farmacie de curând. Așteptăm. La prima vedere, s-ar părea că problema este soluționată parțial cu ajutorul Centrului de Sănătate, care eliberează medicamente compensate. Unii locuitori ai satului sunt indignați că unele preparate compensate se dovedesc a fi ineficiente. În cazul în care își doresc altceva, la mijloc sunt cei 40 de kilometri și deseori se întâmplă că multe dintre medicamentele pe care le consideră mai eficiente să nu fie disponibile în stoc sau prețul acestora să le depășească posibilitățile financiare. Noi le dăm care le avem de aici, care nu le aduce de acolo, dar sunt preparate care ele sunt mai scumpe și sunt foarte rar luate de pacienți, acele poate să nu le avem, fiindcă pacientul, un singur pacient e sau doi pacienți și poate fi. Sau poate fi că eu primit medicamentele, le-au eliberat, mâine poi mâine trebuie să-i aducă. Dar la moment nu. Dai să lămurește, veniți mâine, veniți poi mâine, ca să fie medicamentul. Totdeauna lămurim la pacienți când vă rămân 3-4 pastile, adică pentru 3-4 zile, vă adresați. Noi nu scrim exact în ziua când s-au terminat medicamentele. Ea era privatizată, farmacie. În Vale s-a deschis și așa e închisă. Nu mă duc, când îmi trebuie, sora mea lucrează acolo la Orhei. Când am probleme, e să duc și la Orhei. Dar vrem să o deschidem pe cei din Vale.
Pe de altă parte, lucrătorii medicali din cadrul Centrului de Sănătate Susleni se justifică, spunând că acordă consultanță fiecărui pacient și că le prescriu medicamentele necesare. Unii dintre pacienți, spun medicii, solicită un anumit medicament, fie pe care l-au administrat deja, fie că prețul este altul și nu se regăsește în lista medicamentelor compensate. În mediu deservim în perioada când sunt virozele, în perioada de iarnă-primăvară, să deservesc per medic și până la 40 de pacienți pe zi. În rest, când nu este perioada virozelor, când este o perioadă mai domolă și nu este perioada din 1 septembrie, când merg după certificate sau alte întrebări, să deservesc 20-30 de pacienți la fiecare medic. Dintre ei, nu toți vin la prescriere de medicamente compensate. Prescrii medicamente compensate pentru hipertensiune arterială, pentru patologiile aparatului digestiv, medicamente compensate în cazul patologiilor acute la copii cu vârsta 0-5 ani care sunt gratuite, cât și medicamente gratuite la 0-18 ani în cazul infecțiilor respiratorii acute și altor patologii care sunt numite în panou. Pacienții vin și în mediu se adresează pentru prescrierea medicamentelor compensate pentru o lună, două luni, nu pentru trei luni, cum de multe ori mai le mai propunem, având în vedere că vine perioada rece și să nu se deplaseze. Pentru că din lista de medicamente, să zicem ca exemplu la o substanță activă, poate să existe medicament care este compensat 100%, dar poate să fie medicamentul care îl solicită pacientul, care s-o deprins, care s-o coate dumnealui că îi ajută, poate să coste. Și de aceea, adunând toate preparatele care le solicită dumnealor, se primește o sumă care la moment dumnealui nu o dispune. Și îi solicită medicamentul să fie prescris pe o lună sau maxim pe două luni. În instituție există filială a farmaciei de la Centrul Sănătate numărul 1 Orhei cu medicamente compensate. În același timp, administratorii farmaciei ce a activat până anul trecut spun că motivul sistării activității a fost expirarea licenței de activitate, lipsa condițiilor decente de lucru, dar și indiferența fostei administrații locale. Arenda trebuie plătită, mai în scurt, că ei ședă și nu nici cu 1000 de lei. Oamenii veneau și foarte mulți veneau și oamenii mă iau, întâlnesc când doamna Pașa a deschis farmacia. Și nu știu când, că eu n-am unde lucra, condiții nu-s deloc absolut. Am apelat la primari de multe ori și i-am spus că când căldură nu era problemă, cazană, că nu vroia să-l deie, zică, dar închipuiți-vă că o lucrat fără căldură absolută, că-i sobinus. Și primarul a spus așa, e business-ul vostru, băteți-vă capul. Și chiar cu o lună înainte, zic, domnul primar, eu am venit să vă anunț că farmacia se închide. Și pot să închidă, că mai sunt sate fără farmacie și pot să închidă. Aici este business-ul vostru. Și ea și-a spus primarul, Boldorat Ilie. Eu azi am fost la primărie să azi nouă. Da. Și eu spus că ceva s-a clarificat. Dar unde ați clarificat și cum și mai departe, n-am idee. Mergem la Orhei. La Orhei, dacă noi nu, ce să facem? N-are și ne vinde, n-are. Conducerea Parlamentului aici. Nu putem duce nici. Așa conduc, ei trebuie să aibă atenție de toate cele ce sunt pe lume, pe Moldova. Dar aici e bardac pe sat locul. Pentru a rezolva problema, autoritățile publice locale intenționează să deschidă în viitorul apropiat o farmacie socială. Până atunci, locuitorii satului caută tot felul de posibilități pentru a-și procura medicamente. Localul care l-am identificat este chiar în preajma primăriei, adică este benefic pentru cei care coboară din rutiere, circulă cât o treabă prin sat, ca să-și procure aici în centru. Nimic nu se face în ziua de azi fără investiții, da. Cât de cât localul este preconizat, adică a fost deja cândva farmacie, sunt stilaje, sunt toate necesare pentru a pune frigider, unde să fie păstrate medicamentele. Având în vedere că 70-80% din locuitori sunt persoane în etate, persoane care greu circulă, care se deplasează, mai ales pe perioada rece a anului, cu dificultate, este o problemă prioritară la moment pentru administrația din Susleni și optăm foarte mult pentru a deschide o farmacie socială. O să depunem tot efortul ca farmacia să fie deschisă în cel mai apropiat timp, adică o să intervină și Consiliul Raional la soluționarea întrebării respective, deoarece am depus și o cerere la Consiliul Raional pentru această întrebare.
Reprezentanții primăriei Susleni sunt de părere că necesitatea deschiderii unei farmacii este inevitabilă. Esențial este ca sediul care va fi alocat să corespundă destinației și în același timp preparatele să fie la un preț accesibil. Chiar dacă doamna primar susține că a apelat la Consiliul Raional pentru a soluționa această problemă, consilierii locali declară că în cadrul Consiliului Local Susleni ea nu a fost pusă în discuție. Recent a fost închisă o farmacie care era privat, activau, nu știu, poate nu era atât de profitabilă, adică eu socot că ceva la imagine mai trebuia de lucrat să o promoveze mai mult. La moment, până și noi la Consiliu n-am discutat referitor la farmacie, dacă deschidem, adică dacă Consiliul vrea să deschidă o farmacie, să acorde careva resurse pentru o farmacie. Pentru sat este bine, la noi satul e mare, este bine să fie deschisă o farmacie ca toți locuitorii să aibă acces la serviciile ei. Doar că trebuie atunci să analizăm, să vedem cum va lucra această farmacie. Dacă să fie, de exemplu, farmacie socială, atunci e important că să fie accesibilă absolut tuturor locuitorilor. Plus la asta sunt satele din vecinătate care la fel vin și beneficiază de serviciile spitalului. Să fie și după preț, pentru că trebuie să fie prețuri mai reale. Să fie adus deja asortiment mai larg de produse, un asortiment, iarăși, nu dintre cel mai scump, ca fiecare locuitor să poată să cumpere, adică liber, preparate din farmacii. Farmaciile sociale sunt și ele una dintre soluțiile care parțial se combină cu acele soluții care au fost spuse. Sunt farmacii de stat, sunt, putem să le spunem, farmacii publice, farmacii sociale, deci farmacii întreținute în parțial sau în totalitate de către stat. Pentru că nu putem spune că 100% acele farmacii nu vor avea niciun venit. Vor avea un venit parțial care va acoperi probabil salariul acelui farmacist, probabil anumite cheltuieli de transport, cheltuieli de întreținere, dar nu în totalitate, nu toate cheltuielile. Și atât aici trebuie să ne gândim foarte bine cum facem, pentru că în localități rurale, pe lângă faptul că avem acei oameni, dar avem și foarte multe clădiri care ar putea fi folosite drept farmacii, unde sunt foarte ieftine. Deci economiștii și cei care vin din partea statului ar trebui să vină cu niște soluții foarte bine gândite, foarte clar echilibrate, unde și cum noi putem organiza acest lucru cu cheltuieli minime, și în acest sens farmaciile sociale ar fi o soluție, pentru că ele tot intră în cheltuielile sociale pe care le are statul, pentru că acei cetățeni care sunt astăzi în sate, care mare parte sunt trecuți de vârsta a doua, sunt cetățeni de vârsta a treia, au lucrat toată viața pentru binele acestei societăți. Noi trăim astăzi în rezultatul bunurilor pe care le-au făcut acei oameni, și astăzi societatea să uite de ei și să spună că doar nu le deschidem farmacii, nu le deschidem puncte medicale sau mai știu eu ce, pentru că nu sunt rentabile, ar fi probabil și o crimă din partea noastră, și statul ar trebui să existe, să găsească soluții care să acopere și să rezolve această problemă. Oficialii declară că o farmacie în localitățile rurale se dovedește a fi nerentabilă. Din acest considerent, mulți refuză să activeze. În aceste condiții, argumentul este unul destul de straniu. În general, pentru localitățile rurale, dacă să luăm acum orice serviciu social, orice magazin, orice alt serviciu, ar fi nerentabil. Autoritățile trebuie să aibă grijă, în special, de un asemenea lucru important, precum sunt farmaciile, că ele nu pot să existe doar în contextul sau în cadrul rentabilității. Pentru că rentabilitatea este un lucru care este valabil pentru orașele mari, pentru niște rețele mari care vor să deschidă, dar pentru localitățile rurale, cred că mecanismul ar trebui să fie un pic altul, și aici statul ar trebui să gândească mecanisme de subvenționare, mecanisme de impunere și mecanisme poate proprii de rezolvarea acestei probleme privind prezența sa în farmaciilor, acolo unde ele nu sunt prin alte căi. Potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru activitatea unei farmacii este nevoie de a respecta un șir de prevederi, iar centrele de sănătate reprezintă o alternativă pentru această problemă. Referitor la lipsa asistenței farmaceutice, care creează dificultăți în asigurarea cu medicamente a populației în localitățile rurale din Republica Moldova, menționăm că în Republica Moldova își desfășoară activitatea 1.364 de farmacii licențiate și filiale ale acestora, dintre care 412 în localitățile rurale. Prin intermediul farmaciilor instituțiilor medico-sanitare publice, Centrul de Sănătate, Centrul Medicilor de Familie, este asigurată asistența farmaceutică licențiată în
124 de filiale ale acestora, adică în 124 de sate. În satele în care lipsește asistența farmaceutică licențiată, asigurarea cu medicamente este realizată tot prin intermediul farmaciilor, instituțiilor medico-sanitare publice, centrul de sănătate, centrul medicilor de familie, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății numărul 60 din 21.02.2008 cu privire la regulamentul provizoriu al secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale, farmacie, a centrului medicului de familie și filialelor ei. Totodată reiterăm că în conformitate cu prevederile articolului 19 alineatul 5 din legea numărul 1456/1993, pentru înființarea farmaciei se stabilesc normative demografice. Numărul de locuitori este dovedit prin adeverința eliberată de autoritatea administrației publice locale. În municipii, orașe, centre raionale și alte localități cu statut de oraș, o farmacie se înființează la un număr de la 3.000 până la 4.000 de locuitori. Sunt soluții care deja sunt aplicate în diferite țări, aplicate în diferite regiuni. Nu suntem noi primii care vom aplica aceste soluții. Trebuie doar să alegem ce este mai convenabil pentru Republica Moldova. Și în contextul dat pot să spun că acele rețele de farmacii care deschid farmacii în orașele mari, precum Chișinău, Bălți, Norhei, în orașele unde există profit sigur și le vedem la fiecare 100 de metri sau chiar mai des, aceste farmacii cred că ar trebui să existe un mecanism care statul să impună sau să oblige, să stimuleze, haideți să așa spunem, aceste lanțuri de farmacii se deschidă și în localitățile rurale, să existe o paritate sau un 60-40 sau o altă rată care ar fi bine calculată de către unii experți care să spună, uitați, la fiecare farmacie deschisă în localitatea urbană unde există profit, să deschidă și o farmacie într-o localitate rurală. Acesta ar fi un mecanism. Un alt mecanism ar fi, spre exemplu, să existe farmacii de stat, farmacii care sunt subvenționate în totalitate sau întreținute din partea statului. Pentru a crea un tablou complet al problemei, am solicitat punctul de vedere a Agenției Medicamentului și Dispozitivilor Medicale, însă până la această oră nu am primit răspuns la solicitarea noastră. Până a fi soluționată problema la Susleni, cei mai mulți se tratează prin metode naturiste. Locuitorii spun că s-au obișnuit deja și se roagă Domnului să fie sănătoși. Dacă vrei să schimbi ceva, fă parte din echipa noastră. Contribuie la realizarea unui material care poate transforma societatea în care trăiești. Contactează-ne la numărul de telefon 0697442852.